Vă salut și bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analban și în acest tutorial vreau să fac clarificări. Mai bine zis, cum se folosește și cum acționează erbicidul Pantera este foarte bine de știut ca să avem rezultate foarte bune. Așadar, pentru început, facem câteva reguli să știm cum procedăm cu prepararea erbicidului. Este foarte important pentru că în funcție de asta avem și rezultate. Pompa trebuie să fie curată. Vorbim pentru administrarea într-un teritoriu restrâns, în gospodării proprii. Pompa trebuie să fie curată, bine spălată. De regulă, aceste pompe, după fiecare folosință, trebuie să fie lăsate curate. Deci nu lăsăm cu soluția în ea sau murdare de soluția anterioară. Avem o găletușă, să spunem așa, cu care luăm apă și punem în pompă. După aceea avem erbicidul. Erbicidul trebuie să fie pregătit dinainte cu mare atenție atunci când îl luăm dintre alte substanțe pe care le mai avem noi acolo, să fim siguri că asta este erbicidul, asta este soluția și nu alta, luăm din greșeală, o punem aici, ne grăbim și dăm bătăi și am stricat treaba. Deci să fim siguri că asta este tigra cu erbicid. După aceea, lângă erbicid, mai avem și o soluție ca aditiv. Aditivul ăsta ce face? Dispersează erbicidul mai bine pe frunză, îl foarte bine pe frunză, acoperă tot spațiul frunzei și face eficiența mult mai mare cu 30-40% chiar eficiența erbicidului. Eu folosesc un produs de la DuPont, îi spune Trend 90. Nu cunosc termenul 90 pentru ce vrea să spună, dar așa îi spune, Trend 90 de la DuPont. Sunt multe, mulți aditivi care se folosesc foarte bun, poate mai bun și că ăsta, nu știu, dar eu pe ăsta l-am folosit și am fost mulțumit. Mergem mai departe. Trebuie să avem și o doză neaparat cu care dozăm erbicidul. Doza erbicidului o aveți în tabelul prezentat aici. Aveți grijă pe fiecare doză, de regulă, sunt inscriționate dimensiunile, dar scrie și în mililitri, dar scrie și în altă unitate de măsură, oz sau ce mai fi pe acolo. Deci merge pe mililitri. Cum preparăm soluția? Punem o doză de apă prima dată în pompă, după care un iar găleata, nu chiar plină, punem doza respectivă de erbicid, o omogenizăm în găleată, să fim siguri că are dispersie și că erbicidul se omogenizează cu apa. E posibil ca anumite situații când apa este prea dură să nu avem o dispersie prea bună în apă și atunci înseamnă că nu e în regulă. Deci în funcție de calitatea apei. De -aia spun că amestecăm bine aici să vedem cum se comportă, cum se diluează el în apă. După ce am văzut că e treaba bună, am răsunat în pompă și această găleată cu e de deja bine diluat. Mai luăm o dată apă din sursa noastră care o avem, completăm pompa până la nivelul respectiv și ne-am asigurat că avem, de exemplu, 510 litri, da? Întotdeauna doza de erbicid o reglăm în funcție de cantitatea de apă pe care vrem să o folosim, nu în funcție de pompă, pentru că s-ar putea să ne dea eroare. În funcție de suprafață care o avem, alegem cantitatea de apă, tot așa în tabelul care vi l-am dat și tot așa în funcție de cantitatea de apă stabilim și Cantitatea de erbicid. Nu ne grăbim ca să iasă treaba bună. După ce am pus și cantitatea de apă, și pompa este plină, trebuie încă o dată să barbotăm, să amestecăm, și în cazul nostru folosim chiar lancea din dotarea pompei. O introducem, dăm drumul la pompă să lucreze. Asta e o pompă electrică. Și în timpul ăsta mi face mișcări de sus în jos, circulare, până suntem siguri că s-a omogenizat. De ce spun treaba asta? Erbicidele și toate substanțele în general nu se omogenizează chiar așa de ușor. Și atunci e posibil ca pe anumite cantități, pe anumite nivele, să fie mai concentrată substanța, pe alte nivele mai puțin concentrată și atunci rezultatele pe teren vor fi la fel. Haideți să vedem acum, dar am văzut cum preparăm soluția. Vreau să vă spun așa, încă un lucru de care trebuie să ținem în cont. Împrăștierea în soluției, tratamentul cu ierbicid Având în vedere că este selectiv, acționăm în felul următor. Dacă avem izolat, punctual, niște plante care trebuie să le distrugem, sau niște ierburi, atunci dăm punctual pe iarba respectivă. Dar dacă avem în cultură, de exemplu, avem o cultură cu ardei, vinite, cerine, pătrunjel și avem și costrei acolo, avem tot felul de ierburi cu frunze înguste, atunci trebuie să mergem pe toată suprafața cu tratamentul ăsta. Ce facem în cazul acesta? Nu mai insistăm punctual și dăm pe toată suprafața printr-o singură trecere. Nu ne întoarcem. A ne întoarce înseamnă că facem doză dublă de erbicid și atunci e posibil ca plantele noastre, arde vânătă așa astea, să suporte mai greu acest tratament. Deși ele sunt, să spun că rezistă la acesta, dar nu sunt afectate, dar o doză dublă va ține planta pe loc un pic și nu e în regulă. Deci nu ne întoarcem, nu dăm doză dublă, mergem dintr-o singură trecere. Nu facem drifturi cu o pompa să aruncăm dincolo despre fața care avem noi de erbicidat. Mergem corect pe toată suprafața în același ritm. Haideți să vedem acum cum se propagă acest erbicid. Care este Principiul lui de a distruge este foarte, foarte important. Neștiind acest lucru, acest principiu de distrugere a ierbilor cu acest erbicid, vorbesc de pantera. Nu să știm cum să acționăm noi până la finalul morții plantei respective. Acest erbicid este structurat, este gândit exact pe principiul de funcționare a plantelor. Plantele, am spus noi și la pomii fructiferi, au două mari părți componente, partea aeriană și partea subterană, rădăcinile. Dar ele lucrează împreună rădăcina pregătește substanțe pentru pom, pentru coroană, să spunem așa, iar coroana cu frunze, cu lăstare, asimilează alte substanțe cu ajutorul solului, prin fotosinteze și trimite aceste substanțe la rădăcini. Rădăcine să folosește aceste substanțe pentru a se dezvolta, dar și pentru a elimina sol, pentru a-și pregăti hrana cu ajutorul lor. Iar trimite substanțe la frunze, să crească frunzele, să crească fructele, semințele, iar partea superioară terestră asimilează alte substanțe, îl trimite la rădăcini. Deci, permanent îndute vino de substanțe, de schimb de substanțe. Și atunci erbicidul a fost creat exact pe acest principiu. Se administrează pe frunze, este asimilat de frunză, se combină cu celelalte substanțe care vin din atmosferă, care se creează de frunze și de răstari, se combină și pleacă mai departe la rădăcină. Cu cât masa foliară e mai bogată și suprafața de asimilare acestui erbicid este mai mare. De aceea administrarea lui nu se face atunci când iarba este mică. Se face când iarba este mai mare, 10, 15, 20, 30 cm sau un metru, să fie frunza cât mai mult, cât mai bogată, cât mai plină, cât mai verde, cât mai crudă, deci nu îmbătrânită, nu mică nu uscată, odată asimilată această substanță pleacă către rădăcină după o săptămână începe să se îngălbenească iarba iarba îngălbenită un pic nu înseamnă că a murit, ea în timpul asta încă lucrează, frunza încă asimilează substanțe din aer le combină cu erbicidul nostru și trimite în continuare la rădăcină Rădăcina este foarte adâncă, foarte lungă ramificată și atunci ai nevoie să ajungă până în capăt, în momentul în care noi nu lăsăm erbicidul să-și facă efectul la maxim și îl întrerupem la un moment dat, dăm cu sapă, am văzut s-a iarba, dăm cu sapă, dăm cu coasă, dăm cu freză. În momentul ăsta noi am blocat procesul de finalizare a erbicidului. El nu mai ajunge până în vârful rădăcinii. Și haideți să vă arăt cum arată o rădăcină de sorgum, sorgum halepensis. Uitați, deci asta e un fragment, ăsta este un fragment din această, de la sorg, da? Uitați, așa arată el. Deci el își dezvoltă rădăcine și pe orizontală și pe verticală, oameni direcțional. El nu merge pe o singură direcție, nu are un fus, merge peste tot și se dezvoltă foarte mult. Asta este o rădăcină de un an de zile. Dar sunt și de 5-6 ani care ajung la 2 metri adâncime și se desfășoară și pe laterală, tot așa, în jur de 2 metri, chiar și mai bine. Și grosimea lui asta nu este cea mai mare grosime. Se face groasă de 2 cm rizomului. Și uitați ce se întâmplă dacă noi nu lăsăm să-și facă treaba până la capăt. Deci noi nu intervenim asupra ierbii tratate decât după ce s-au scat complet. Atunci putem să venim cu freza, cu sapa, să tăiem celelalte ierburi, să le incorporăm pentru a face îngreșăminte naturale. Vedeți? Ăsta e un fragment de rădăcina de la sorgul mai înainte arătat. El, vedeți, deja are pregătit o nouă generație de Rădăcinii, adică ramificația rădăcinilor. De aici a venit ierbiciul, de aici a pleacă până vârful rădăcinii. Aici a fost sub, el era mult mai lung. Dacă am tăiat iarba la un moment dat, când încă ea nu era uscată complet, complet uscată, se spune că ierbicitul a ajuns până aici. Ei, ăsta a murit dar partea de continuare până în vârful rădăcinii a rămas vie, iar de aici generează alte plante, deci plante noi. Același lucru se întâmplă și atunci când intervenim cu sapa pentru a distruge o iarbă cu rizome, adică cea cu o frunză îngustă. Nu o să reușim niciodată să o distrugem pentru noi cu sapa sau cu freza, cu plugul, cu discul, cu orice acțiune mecanică. Nu facem altceva decât să fragmentăm permanent acești rizomi și îi vor transforma într-o mulțime de plante, într-o mulțime de plante, uitați aici. Iar pământul se va atesa cu aceste plante noi, nu mai putem să facem față, pământul este compromis. De aceea, acest erbicid este foarte indicat să-l folosim acolo unde avem probleme cu uh, ierburi, cu frunza îngustă. Așadar, dacă v-a plăcut acest tutorial, dați-vă rog un like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum, este gratuit. Dați mai departe acest tutorial să vă și cunoștințele dumneavoastră, prietenii dumneavoastră de pe alte canale de socializare despre ce este vorba. Vă urez succes pe toată linia!